Bă, dar noi cu amețite nu mai facem, noi facem numai la vedete amețite. Le-am lăsat pe astea gravidele astea, bă, eu trebuie să mai fac o amețită cu astea. Mă iau numai de ăștia. Mafioți. Bă, vedeți, mă, ce mi-ați făcut voi mie, mă, m-ați obligat să trag săptămâna asta. Că ați dat 400 de mesaje, ne-au nenorocit mesajele și atât că unde-i verdictul, că etc. Și eu acum trag, n-am chef, am mai zis la început. Dar am tras, na, pentru voi. Am tras, astăzi tragem două verdicte. Mi-e foame. Mi-e sete. Și m-am plictisit. Și asta e disperat, ce are ochi așa. Dacă se oprește asta acum și mai trage în continuare. Ia, tocmai la mafie și m-am zis să mă opresc. Nu mai trag, mă, mă trag stilul ești tu acum. Și că și la stilul ești tu, am înțeles că sunt foarte multe mesaje, că de ce nu n-am mai tras stilul, n-am mai avut chef. Ce stil să aveți, bă, voi? Păi, eu nu mai am ce să vă mai zic vouă că voi purtați mască. Ce stil să vă dau? Stilul cu mască, zice? Cum străiești cu mască? N-am ce să... Hai că acum vă lăsătește să ieșiți pe afară și o să vedeți ce frumos vă dai la stilul ești tu. Deci... Iau iar pe mafioți, peste două ediții facem amețite, hai facem de Valentine's Day, le dedicăm amețitelor de Valentine's Day. Ce s-auzi ceva la lavalieră? Disperarea de la butoane, din spatele butoanelor. Scuze, bun, vorbesc despre de acum, încep cu dăștea ia vezi acum, că iau pe ăștia. Mă, deci ce se întâmplă? Eu am terminat cu Life Coach. Și există mafioți mari, mari, cam ca ce mai scubărerea mii copil pe lângă ăștia, care merg în tabere de seducție. Vreau să repet ce am spus acum, deci mafioți, adică ființe de sex masculin, care au, adică în chiloți, nu au gaură. Au o râmă care a crescut și cu doi săculeți, așa, care atârnă foarte mult, în care sunt niște biluțe din astea, așa, și mi se fac semne de după cameră. Așa, deci care sunt niște biluțe care se bălângăne, ăștia, deci de sex masculin, merg în tabere de seducție, tabere de seducție în care un fătălău îi învață cum să agațe femei și cum să fie gigăloi. Verdictul s-a oprit în acest moment pentru că în spatele camerei mi se face efectiv un semn că aici, în partea aceasta, nu-mi stă nu știu ce șuviță și cealaltă, de pe partea cealaltă a canapelei mi se face semn că nu-mi stă în partea asta o șuviță. Aceste semne pe care voi mi le faceți dovedesc clar că sunteți de acord cu tot ceea ce spun eu la mafioți. Da? Și că și tu ești, de fapt, victima sigură a ăstora care au fost la... Nu ai cum să comentezi despre trei fire de păr decât dacă ai fost la cursul de seducție. Când ai... Deci, halului. Așadar... Se organizează cursuri de seducție unde cei mai mari fătălăi ai nației, cei mai mari, eu n-am crezut că există așa ceva, merg și învață un care se crede sau care e un gigolo, nu știu ce e ăla, cum să agați? În ce sens cum să agățați? În ce sens învăța să... Păi învață, știi ce se întâmplă, cum să vorbească și micile trucuri verbale pe care să le folosească când vor să impresioneze în fața unei femei. Cum? În ce sens? Păi ce să-i spui lui aia? Adică voi toți, ca niște vă duceți acolo și unul vă zice, băi, fii atent aici, nu? Îi spui ce faci, scumpii, îi spui bună, frumoasa mea, sau ce vă zic că... Și voi toți după aia vă duceți acasă
Și faceți asta sau care e ideea? Și după aia ce vrea? Vrea să-și o traiu cu voi. Voi realizați nivelul de cretinism? Cum adică? Adică ea vă învață să ce? Bă, când o... V-am spus că știe? Știe, pentru că știe, pentru că e o povestită ăștia. Că cu care se vede ea. Pașii, când s-o suni, când să n-o suni, ce să-i zici, ce să-i zici la telefon, când nu-i răspuzi, că se înghet, pac, înghiți, pac, închizi, pac. Am zis înghiți. Ce bine ar fi să înghită cineva la ei. Da, că, da nu, la ăștia nu înghite nimeni. La ăștia. Ăștia care au fost la curs, la ăștia nu înghite nimeni, la ăștia care au fost la cursul de seducție. Deci, ideea este că, ce se întâmplă, nu contează dacă ești gras, dacă ești nasol, dacă ai chelit, dacă etc. Te duci la cursul de seducție sau dacă ești pur și simplu unul mulat, tuns la barbershop, te duci la cursul de seducție și niște fătălăi te învață cum să agăți femei. Și cum și ce se mai întâmplă, mă? Cum să-ți învingi inhibițiile? Inhibițiile? Că ce? Că cum să abordezi așa, știi, pentru că deja, știi ce se întâmplă, ele sunt foarte picky așa și e foarte greu acum să te mai califici așa pentru o femeie. Băi! Deci, înainte să pleci să-ți explice un fătălău cum să fii tu bărbat, uite-te și la vreo 2-3 filme în care se face caterincă de ăia care fac asta și începe prin a te dezbrăca singurel în băiță. Dă-i pantalonii jos în baie. Și tu cu tine nu te vede nimeni. Închizi ușa cu cheia, chiar dacă ești singur în casă, închide-o cu cheia, poți să intri în spirit. Știi cum? Să te vede spiritul aia goală. Deci te dezbraci. Orice se poate întâmpla, mai ales dacă ai animal de companie. Sunt te vadă. Te încui în baie, puială, la lanț, ceva. Te dezbraci în pielea goală. Bă, băiatule, și te uiți la ea. Înțelegi? Mult timp. Mult. O studiezi. O dai pe o parte. O ridici. Te uiți bine de tot acolo, la saci, la astea. Te uiți la ea bine. Te uiți. O analizezi bine, 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 bine. Bă, faci tot ce trebuie făcut, ce faci oricum în fiecare zi. Și când ai terminat cu ea, bă, când ai terminat, bă, o rupă. Bă, după ce o rupi, înțelegi? Bă, îți bagi joc de ea, o te rup, orice vrei tu. Tu cu tine, nu te vede nimeni, te vede. Da? Tu doar pereți. Bă, după ce ai conștientizat că ai, că asta e problema. Ăștia care pleacă, ei nu știu că au râmă. Ei n-au penis. Nu. Nu-i cum să pleci. Tu dacă ai penis, nu există. Deci doar dacă ai gaură mergi la astea. Nu poți să te trecut. Astea care merg cu life coach au gaură. Ele tot au gaură, gaură, trebuie să gaură, ok? Restul, ăștia care aveți râmă, n-aveți cum să plecați. Ok? Problema asta este că voi nu realizați că aveți o râmă. Trebuie să stai tu cu tine, bă, și să conștientizezi, bă, dacă posezi, n-ai unde să te duci, n-ai de ce să pleci la niciun curs. Cine să te învețe, bă, să gădică? Cum să te învețe, bă? Ce-i stimulul aia, nebunul? Ce te învață, bă? Cum să am încredere în mine? Cine? Cum să ai așa, știi, să... Când vezi o fată... Bă, să ai curajul să te duci la ea, să-i spui ce simți. Ce simți? Păi tu nu ți-o simți. De-aia nu poți să te duci să vorbești. Ce să simți? Cum să o ia, știi, și... Fetele vor să audă anumite cuvinte. Sunt niște cuvinte cheie, niște expresii pe care le spui și ele cad late. Deci cum ar veni? Împotriva voinței ălea. Deci ăștia te învață ce să faci împotriva voinței, că aia dacă te vrea, vine tot. Aia vine, trebuie să o agăți tu, să-i spui nebuneli. Știi filmul ăla, How to Lose a Guy in 10 Days? Ăla, nu? Ăla trebuie să... Deci mi-a spus următoare două propoziții, mi-e frică, eu vreau să închid acum luminile și să plec. Deci, deci unul, cum să atragi femeia ideală, care e aia? Care e profilul? Și cum să scapi de? Ce înseamnă asta? Și te învață cum să scap de toxicitate și de partenerul toxic. Deschideți geamurile să mă arunc. Suntem la parter. Deci,
De partenerul tău. Păi fii atent aici, Rădănuț. Deci voi nu te, deci gata cu ăștia. Deci vă uitați numai la mine, dacă vreți să. Deci nu uitați la voi, că ați învățat tot. Deci cum să scapi de partenerul toxic? Niciodată să nu scapi. Nu. Ca bărbat, tu trebuie să nu scapi de nicio partener. Trebuie să ai cât mai multe parteneri. Și pe toate să le ții sudate acolo, nu trebuie să scapi. Partenerul toxic care ce-ți face? Care nu este pe aceeași lungime de undă cu tine? Păi dacă tu stai și citești horoscop, tu citești horoscopul, ăștia toți care merg la astea, să uiau după horoscop, o întrebă pe aia prima întrebare. Ce zodie ești? Cum? Jap dos de palmă. Nu există știu. Ce zodie ești? Băi, cum adică? Adică, să vedem dacă ne potrivim, că știi că Taurul se potrivește. Taurul, cu asta se potrivește Taurul, știi? Da. Bă, leul e ăla tot. Toate animalele. Ok? Asta se întâmplă. Cu Taurul, cu leul, cu ăștia care nu au ce să că. Adică nu există, bă, nu există. Deci, știi că noi ne potrivim pe toate planurile. Nu există decât un singur plan pe care trebuie să te potrivești. Uite ăsta, dă-i în continuu, doar la ăsta. Doar pe ăsta trebuie să te potrivești la maxim și după aceea știi ce se întâmplă, mă? Cur toate. Bă, fii atent aici ce vă spun eu. Și pe sărăcie, dacă te potrivești pe ăsta, nu se simt. Nu ți-e foame, nu există. Pot să-mi învingă inhibire? Când am avut o traumă, pentru că am avut o relație care m-a făcut să nu mai am încredere în mine și de atunci nu mai pot să fac sex. Ai încercat? Da, am încercat, am mai avut încă două relații după aceea și n-am reușit să... Să ce? Păi-s nasoale alea. Nu există. Tu n-ai cum, ai încercat? Câte femei aici? Am mai avut două relații, nu relații! Să ai încercat? Ai încercat asta? Doar asta, nu există relație, nu trebuie să ai relații, 100 de relații. Nu, concept. Ai încercat asta? Ce caut la ăla? Ce caut? Dacă mâncați o Kinder. Băi, știți pe aia, bă, care mănâncă? Băi, voi ați auzit de bărbați. Bărbați, de sex, mă, bărbați. Băi, voi mâncați Kinder? Voi mâncați Kinder, ciocolată Kinder? Bine, eu nu știu câți ani au ei, dar oricum au scăpat de... sunt din altă generație, din generația care a scăpat de cretinism și de asta. Deci, mafioții care mănâncă ou Kinder. Ce surpriză ți-a căzut la ou Kinder? Și sunt unii acum care au apărut foarte mișto, de la Kinder Hippo. Hippo, plin de cremă, mă, și câtă cremă au. Și sunt și două sticluri. Câte vrei să împărțim un Kinder Bueno? Să împărțim un Kinder Bueno? Sincer, vreau să te calc gen cu mașina pe degetele de la picioare. Asta vreau. Nu o să împărțim un Kinder Bueno. Trei bule tu, trei bule eu. Bule? E Kinder Bueno. Păi nu sunt pămâta. Ăștia care mâncați Kinder toți. Păi întreabă, bă, mai pot să vin și eu să sug lapte? Că eu ăștia toți care mănâncă Kinder sunt ăștia care le dor de mami, de sub, de biberon. Eu sunt băiatului biberon. Ăștia care papă Kinder sunt ăștia care au fost la Love Coach, au venit. Și vor să-și iau un Kinder ăsta bun cu cremă care a apărut acum, Kinder Delis. Ce? Bă, tu știi ce înseamnă Kinder? Kinder, știi ce înseamnă cuvântul Kinder? Ce înseamnă? Plod! Bebe! Asta înseamnă Kinder. Ce cauți să mănânci Kinder? Ai păr pubian? Ok. De ce mănânci Kinder? Ai păr? Ți-a apărut părul? Ai? Ai păr? Te razi pe față? Cum să mănânci Kinder? Adun surprizele? Ce faci cu ou Kinder? Nu mă, dar știi de ce? Pentru că îmi place foarte. Este o ciocolată, e că se simte așa, știi, îți rămâne. Nici nu o simți când o mănânci. Curge așa încet, știi? Ca laptele matern. Luați-vă biberon. Ăștia care beți cappuccino și frape. Asta ce ești?
Bă, voi ați rămas cu o traumă de la lăptat. Asta e, nu e nicio rușine, dar nu-i rușine. Dar de, cum mănânci sarmale de la măta, doar de la măta și lapte doar de la măta. Doar. O există, mă, pastile de-astea să-ți vină lactația înapoi? Dar de-astea trebuie, bă, astea trebuie inventate pentru ăștia. Trebuie pastile pentru femei sau să suci de la nevastă ta dacă nu are pe la mic. Și tu dacă mănânci, împărți cu ăsta mic un nou Kinder. Împărți tu un nou Kinder? Și mă, vreau și eu să beau un frape, știi, un frape. Suntem la terasă și beau și un frape. Ce mișto e ăsta, bă, știi ce frape fac aici? De unde știi? Păi bă, ce, bă, un frape cu lapte. Cu lapte? N-auzi, ia-ți biberon. Nu există. Bărbații beau expreso. Sec. Nu există expreso. Există, am inventat eu acum. Sec, știi, sec? Tare, sec. Înțelegi? Ai băut expreso? Ăla e expreso care se bea. Simți să după ce bei expreso? E bun, ăla trebuie să-l bei. Vreau și un expreso lung. Greșit. Nu, te aduci. Asta trebuie să se întâmple, bă. Bă, le mai și spare de la Sephora? Cu a venit fătălău să ia make-up? Nu știu dacă se mai întâmplă după aia. La fel, ospătarii, ospătărițele. Ce dori să beți? Nici mai întrebi la cafea. Aduci expreso scurt la bărbat. Nu există un cappuccino cu mai multă frișcă și cu mai multă... Dar nu cu multă spumă. Nu există. Cappuccino, frappe, latte, fafe, falafe, astea sunt toate de femei. Bărbații beau expreso scurt. Și gata, s-a terminat. Nu papă Kinder. Expreso scurt. Vreau spag și pe un whisky sec. Ce dorești de la viața mea să-mi transmiți? Tot vrei să-mi zici ceva, nu? Dar nu știu ce. S-a speriat. Înțelegi? Pentru că și-a dat seama că toți aia cu care ea beau cappuccino și acum e în șoc cu vieții și a uitat ce a vrut să-mi zică. Ce se întâmplă? Toți beau capu? Capusin? Ați mai știa. O să vă zic eu de restaurante la stilul, eu știu. Nu beau? Nu beau expreso, beau toți cappuccino. Da, ce e rău să bei cappuccino? E de femei. De femei. E femei. Nu e nimic rău. Dacă ești femeie. Deci nu au cum să bea, auzi, expreso la 6 seara, că au palpitații. Păi de ce beau? Nu se mai bea deloc. După aia să-și pună păturica la televizor și să stea confi la film. Deci ăștia care mănâncă, deci suntem în tot la categoria Love Coach, Kinder, avem, ca să înțelegeți că nu e, ăștia, lista asta pe care vă dau eu este despre fătălui care fac. Deci pleacă la Life Coach, a învățat să se ducă, au terminat cu sedusul Papa-ul Kinder. Că normal de aia, tu când te uiți, ai văzut că Papa-ul Kinder a fost la Love Coach de asta, Life Coach, Love Coach, da? Așa, Papa-ul Kinder, înțelegi, da, cum un cappuccino, și după aia știi ce se întâmplă, mă? După când sugeau ei de la mami, da? Deci ar mai suge și acum. Când sugeau ei la țățică, mami le-a repetat tot când erau mici. Lasă, dragă, termină, dragă, cu ăsta făcutul din picioare. Știți? Și bărbații trebuie să facă de bărbații. Bărbații. Nu știu ce să zic. Care fac pipilică în fund. Nu s-a reacționat. Se râde înfundat. Nu știu de ce, sper că nu, de ce cred eu, că nu mai plec acum pe stradă cu lavaliera atârâtă pe jos pe trotuar. Fătălăii care fac pipilică așezați pe colactat. Știi de ce, mă? Pentru că e foarte periculos. Tu vrei să nu se degolească vezica? Deci, ție să nu-ți fie rușine, mamă. Deci tu te așezi și faci pe toaletă, acolo unde e curat, la tine acasă, oric, măcar o dată pe zi tu trebuie să faci pipilică în poponeț, așezat cu poponețul pe colac, ca să golești vezica. Vrei să faci prostată? Vrei? Crezi că e șmecherie să faci așa numai din picioare și să faci? Asta nu e nicio șmecherie. Trebuie să faci așezat ca să se scurgă ca lumea din, să nu faci, vrei să faci cancer? Băi, fătălui răficență aici. Procedura de facere a pipilicului, ce dorești, ce am, ce dorești, via vino că să te vadă, ce? Ce am aici? Daia, ți-o cu fătălăi, care pentru, deci, înțelegi, fii atentă la ăștia, ți-au cerut Kinder ăia, elimină-i. Așadar,
să învățăm să facem pipi. Se dă pantalonul jos până la genunchi. Glumit. Se deschide șlițul. Știți că e exact? Dă pantalonii jos până jos. Ce-ai pățit? Atenție. Deschide șlițul. Se scoate râma la înaintare. E mică, trebuie să dai un pic mai jos. E ok, ajunge așa. Controlare jet. Se ridică colacul de la WC. Se ridică colacul de la WC. Se centrează și se înscrie. Ok? După ce s-a terminat treaba, se pune colacul jos. Ăștia care nu pun colacul trebuie să-și ia 6 luni până aia. Deci nu este WC turcesc. Nu suntem unde facem într-o gaură? Nu. Facem fondul curții? Nu. Facem, suntem într-o civilizație. Se pune colacul la loc, că nu se face fără colacul ridicat. Se pune la loc, după care te speli pe mâini după ce ai făcut. E oripilată, e frică. Acum se gândește cum se verifice pe ăștia. Așa e că n-ai mulți gagi. E mult de verificat. Sunt multe râme de verificat. Asta e treaba. Și după aceea se trage șlițul la loc fără să prinzi părul pe care nu ți l-ai epilat la barbershop și te speli pe mâini și te cari. Ok? Nu te speli pe mâini înainte ca să nu murdărești râma, cum face majoritatea. După care părăsești incinta. Nu te așezi pe WC-ul să faci ca fătălău, pipilică, ca femeile. Ok? 90% fusem. Cine făcea pe WC-ul? Ok. Voi vă dați seama, bă! Că vă știm cu nume și prenume care faceți pe WC-ul. Femeile vorbesc asta. Al meu face pe WC-ul, stă așezat. De ce? Pentru că are o problemă, știi, la vezică. Bă, n-are cum să-ți vină, bă, să faci pe WC-ul decât când faci sex. Nu există! Râma are activitate numai din picioare. Bă, trebuie să ridici în picioare. Înțelegi? Adică virilitatea asta îți vine doar în picioare. Nu există, mă, să stai. Bă, bă, când stai în pe scaun, îți vine, bă, să... Nu. De ce? Că ești în corp pe scaun. Așa ești pe WC-ul. E invers. Ce doresc să zic de nume? Deci, înainte să începem, nu ia, dacă vorbesc, mă rog, nu ia, mi-a ridicat o problemă. Ce facem, bă, băiatule, cu ăștia care a vrut mama lor să fie fete și îi îmbrăcau și în fete când erau mici? Au lupi! Și le lăsau și părul și nu știu ce și, de exemplu, știi, îi cheamă Adelin. Sau Laviniu. Sau Nicușor. Vino Nicușor să mi-o tragi. Ce faci? Ce zic? Mi-o trag cu Nicușor. A? Sau Cristinel, auzi? Bă, fiți atenți care-i treaba cu ăștia care, cu Laviniu și cu cine? Ba da, toate diminutivele, normal. Dănuț? Pe cum Dănuț? Pe cine? Dănuț. Bă, fiți atenți lista. Sandu. Ionel. Deci nu există. Când ajungi la 18 ani, ți-ai schimbat numele. Tu nu poți să mergi în viață Laviniu. Laviniu? Bună, ce faci? Bună, sunt Laviniu. Cine? Nu, închizi. Telefonul nu există. Bună, sunt cuplată cu Laviniu. Auleu! Livian. Livian, Laviniu. Vede, asta e experiență? E importantă în situațiile astea. Laviniu, Livian, mai zi. Am zis, Dănuț, Nicușor. Nicușor. Da, Nicușor! Uite, Plicușor. Așa, Nicușor. Da, n-ai nimic capul. Nicușor, Adelin, am zis, nu? Cristinel, Lilian, Lilian, bună Lilian, facem și noi ceva azi? Deci, la 18 ani, în momentul în care ai fost nenorocit de părinți, de mame, adică care au vrut să fii fată, îți schimb numele, e simplu, nu mai vreau să mă mai cheme Lilian, nu te întreabă nimeni de ce.
Dacă te duci la... Ăștia, unde te duci să schimbi numele? La... La evidența populației? La evidența populației, dacă te duci și nu te întrebă. Dacă tu te duci și te cheamă la Viniu și spui, bun, am venit să îmi schimb numele, nimeni nu te întrebă de ce. Că își dau seama, zice, totul lumea își dă seama. Cum vrei să te chemi? Cum vreau să mă cheme? Baros. Îți dai seama. Spui numai de-astea. Ciomag. Bulan. De-astea. Trebuie să te pui ceva forț. Înțelegi? Simplu.